O nouă investigație Recorder oferă date suplimentare și încă și mai scandaloase despre modul în care uh, statul român aruncă cu banii pe fereastră pentru a-i construi uh, o vilă de lux uh, președintelui uh, Claus Iohannis. ReapPS-ul este cel care pune în mișcare peste 8 milioane de euro în acest scop, iar pps ul atenție, se află în subordina premierului Marcel Ciolacu. Ce spune premierul Marcel Ciolacu? Cum, cum închide ochii în fața acestor uh, dezvăluiri? Ce reacție are?